Augustin Zăgran, fostul președinte al Curții Constituționale, Angelica Stoican, dar și cunoscuta realizatoare de emisiuni folclorice de la Postul Public de Televiziune, Eliza Stan, au fost prezenți la drobeta Turnul Severin pentru a participa la Nedeia de Rusalii de la Gura Văii. Cu toții au răspuns invitației doctorului Cristian Răchitan de a participa la acest eveniment menit să reînvie tradiția Nedeiei de la Gura Văii. Renaștem Nedeia românească împreună cu marea familie care s-a format societatea răchitanilor. Așa că salut Gura Văii și bine v-am găsit! Un om al locului din Gura Văii, Cristian Răchitan, s-a întors din New York, doctorul Cristian Răchitan, pentru a organiza aici astăzi de Rusalii, în Duminica Rusalilor, un spectacol omagiar. O să premiem mulți artiști, o să le dăm cheia satului Gura Văii și vom avea un program de muzică populară, cum îi place lui, să promoveze cântecul autentic popular românesc. Sângele de român se întoarce înapoi la rădăcină, deci n-avem cum să ne rupem de rădăcini. Orice am face, pe unde am duce, tot acasă ne reîntoarcem. Iubim pământul natal, iubim neamul și țara românească și simțim nevoia să punem umărul. Din cauza asta renaștem tradițiile străvechi românești și sper să facem asta în fiecare an. Aici sus pe munte este un loc sfânt, una din ceacrele pământului și încercăm să o revitalizăm și pe asta. Legăturile între mine și familia dumneavoastră este de mulți ani și este trainică și vreau să le spun românilor că am fost bine primită în America datorită dumneavoastră și a tot ceea ce ați făcut pentru a se cunoaște și pe alte meridiane ale lumii, că suntem un neam de oameni frumoși și că deținem niște lucruri care se merită să fie cunoscute și în America și în Canada și oriunde. Doamna Angelica Stoican este o regină a cântecului meridian, da, o regină a păsărilor de la munte și este prețuită pe tot globul. Vedeți, noi suntem aici parte din Oltenia, sau suntem Olteni, vă spun o întâmplare reală. A venit Nea Costică la fisul Montreal și fisul l-a trimis la fratele meu în Toronto ca să viziteze Toronto și fratele meu l-a trimis la New York ca să viziteze New York-ul, noi toți olteni. Eu l-am trimis la o prietenă mea în Washington să vadă Washingtonul și când s-a întors Nea Costică, înainte să-l pun la autobuz, să-l trimit în Toronto, spune Nea Costică, cum fu? Mă, taică, fu bine! Bag seama că Olteni la Toronto, Olteni la Montreal, Olteni la New York, Olteni la Washington. Se pare că lumea s-a făcut din Olteni și ce mai fi. Îl cunosc de 50 de ani. Am fost colegi de școală, am fost colegi din clasa 5-a. Am mai fost aici, acum 46 de ani am mai fost aici. Tot la un eveniment, era o nuntă atunci, părinții lui erau nași. S-a schimbat mult, dar nu cred că în bine. Este mai frumos cu podul, e gata, barajul e gata, dar mă așteptam să găsesc cu totul altceva aici. Este, nu știu, Severinul mi se pare trist. Mi se pare trist. În rest, oamenii sunt minunați, oamenii de aici sunt, toată lumea cântă aici. De am și venit, am venit, sunt foarte mulți veniți de la București, pentru că am venit cu tot felul de prieteni de-a lui, pentru că aici lumea cântă. Pentru muzica am venit. Cristian Răchitan este născut la Gura Văii, unde și-a petrecut și primii ani din viață. Încă din perioada comunistă a emigrat în America, unde a trăit visul american. Este prieten cu majoritatea foștilor președinți ai Statelor Unite, iar vedetele hollywoodiene îl caută pentru sfaturile sale medicale. Pentru localnicii din Gura Văii, Cristian Răchitan este o mândrie locală. Îl cunosc de mic, bineînțeles. A plecat de mult din Cătunul Gura Văii, în prezent cartier al Severinului. Tot timpul a avut o prezență, s-a simțit prezența lui în acest cătun și acum văd că încearcă să renaștem sau să resuscităm, cum vreți să-i spuneți, tradiția, Nedeia de la Gura Văii. N-a făcut nimeni în Gura Văii ce a făcut el. Și distracție și Nedeie el de sărbători, că n-a fost niciodată Nedeie. Și prin cimitir am auzit că a făcut alee la oameni pe acolo morți și tot. Noi suntem bucuroși de el. Să dea Dumnezeu să mai facă în continuare. În cadrul evenimentelor au primit diplome de excelență oamenii ai locului care s-au implicat în viața comunității. Societatea Răchitanilor a oferit premii pentru Alin Rapcea, consilier ales în cadrul Consiliului Local Drobeta Turnul Severin, pentru Marius Creciu, primarul ales al severinenilor, dar și pentru personalități ale vieții culturale mehedințene.